Paraclisul nașterea Sfântului Ioan Botezătorul al mănăstirii Adormirea Maicii Domnului Blaga din județul Iași a fost astăzi târnosit. Slujba a fost săvârșită de înalprea Sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care a binecuvântat și noua casă monahală. În continuare, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie. Pentru ce s-a zidit această mănăstire? Pentru ce s-a împodobit acest altar? Pentru ce se săvârșește Sfânta și Dumnezească liturghie? Tocmai pentru a fi un semn văzut că e bine să ne ocupăm de treburile noastre zilnice, necesare pentru viețuirea normală a noastră. Dar se cuvine să întâlnim din când în când biserici ridicate, cruci așezate și troițe la răspântii, tocmai. Pentru a spune că Dumnezeu o cărmuiește totul. Biserica se zidește tocmai pentru a ne face puțin atenți, că mai avem și suflet. Să ne arate prin crucea așezată deasupra ei că se cuvine să privim în sus, în deciziile mari și în deciziile mici pe care le luăm. Și să ne întrebăm ce dorește Dumnezeu de la noi în acea clipă. Spre ce drum? Să apucăm. Ca o încununare a întregii sale activități, Stavrofora Pistisa în Surățelu, stareța așezământului monahal, a primit, din partea Mitropolitului Moldovei și Bucovinei, Crucea Moldavă. Distinții de vrednicie au primit și cei care s-au implicat în ridicarea lăcașului de cult. Lucrările de zidire a Paraclisului Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul și a casei monahale au început în anul 2006.